După ce mielul era jerfit în noaptea Paștelui, capul familiei trebuia să ia sângele mielului, să-l pună într-un lichian, să ia un mănânc de isop, să-l moaie în lichian și să ungă ușor ușii și pragul de sus. În ceea ce îl privește pe Dumnezeu era suficient jerfirea mielului. În ceea ce îi privește pe evrei, trebuia să fie aplicat acest sânge pentru ca ei să beneficieze de această jirfire a mielului. În Exod capitolul 12, versetul 22 spune Să luați apoi un mănunchi de isop, să-l muiați în sângele din strachine și să ungeți pragul de sus cei doi stâlpi ai ușii cu sângele din strachine. Nimeni din voi să nu iasă din casă până dimineața. Se pare că acesta este primul loc în care apare isopul cu funcția aceasta de curățire, apoi el devine un element esențial în ceremoniile de la templu și nu numai. Dar David folosește Imaginea aceasta, metafora aceasta, pentru a se referi la o curățire spirituală. Iată ce spune el în Psalmul 51, versetul 7: Curățește-mă cu Isop și voi fi curat, spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Cu alte cuvinte, David ne spune că acea curățire ceremonială se referă la o curățire spirituală. Ea era simbolică prevestitoare, prefigurativă a unei curățiri ce de care are nevoie omul. Păcatul aduce contaminare, păcatul aduce poloare, păcatul aduce corupere. De aceea este necesară o curățire. Iar singurul sânge care poate curăți este sângele Domnului Isus Hristos. În absența vieții este moarte, iar moartea aduce putrefacție. Asta este păcatul. Când vorbim de sângele Domnului Isus Hristos, el aduce o curățire de plină. Conștiința omului este spălată prin acest sânge de vina păcatului. Există o povară pe care o acumulăm, o greutate care stă pe conștiințele noastre, datorită păcatelor pe care le-am comis, datorită gândurilor pe care le-am avut, datorită blasfemiilor care au trecut prin mintea noastră, datorită vorbelor pe care le-am spus. Această conștiință poate fi fie înfierată, așa încât ea să nu mai reacționeze, fie trebuie spălată prin sângele Domnului Isus. Sângele Domnului Iisus Hristos ne curățește și inima. Există o poluare a păcatului care afectează fiecare compartiment al ființei noastre. Fie că este vorba de voință, de sentimente, de intelect. Doar sângele Domnului Iisus Hristos le poate curăți. Sângele Domnului Iisus Hristos când ne spală și îndepărtează păcatul, anulează automat și condamnarea păcatului. Astfel că noi suntem justificați înaintea lui Dumnezeu nu mai pierim pentru totdeauna departe de fața lui Dumnezeu, ci avem siguranța vieții veșnice. Fiind eliberați de sub autoritatea păcatului, fiind scăpați de vina și de condamnarea păcatului, nici promotorul păcatului, satană, nu mai are niciun acces în viața noastră, pentru că noi nu mai suntem robi păcatului, păcatul de care el se ținea ca să aibă acces în viața noastră. Domnul Iisus ne purifică prin sângele lui și de aceste zvâgniri continue ale păcatului, de aceea înclinația păcatului, de aceea dispoziția păcatului care întrage mereu spre rău Astfel, jertfa Domnului Isus este baza procesului de sfințire. Sângele Domnului Isus Hristos curățim păcatul, îndepărtează și despărțirea pe care a adus-o păcatul între noi și Dumnezeu și astfel avem pentru prima dată comuniune cu Dumnezeu cel viu și adevărat. Păcatul aduce în pietrirea inimii, insensibilitate. Când Domnul ne curăță de păcat, dobândim acea sensibilitate spirituală pe care nu am avut-o niciodată. Astfel că reacționăm la impulsurile pe care Dumnezeu ne le dă prin frați, prin cuvânt, prin rugăciune, prin Duhul Sfânt. Păcatul aduce o orbire. Iar când suntem curățați prin sângele Domnului Isus, se ia de pe mintea noastră un văl și astfel vedem pentru prima dată slava lui Dumnezeu, vedem frumusețea lucrurilor spirituale și a vieții trăite cu Dumnezeu. Păcatul produce insatisfacție pe termen lung, el dă niște bucurii de o clipă, dar pe termen lung ne lasă lipsiți de bucurie adâncă, reală, adevărată. Când suntem curățiți de acest păcat, vine pentru prima dată în viața noastră acea bucurie negrăită și strălucită. Păcatul ne corupe pe dinăuntru, constant. El ne aduce într-un proces de putrefacție până când murim pentru totdeauna departe de fața lui Dumnezeu. Când suntem curățiți de acest păcat, această degradare morală, lăuntrică, spirituală, încetează și în noi începe procesul de sfințire. Mi-aș dori ca și tu să faci aceeași rugăciune ca David. Doamne, curățește-mă cu isop și voi fi curat. Această curățire desăvârșită, această iertare totală de păcate, această eliberare definitivă pe care o face Dumnezeu este posibilă doar prin jertfa Domnului Iisus Hristos și este reală în viața tuturor acelor care au venit vreodată la El cu pocăință sinceră și cu credință. Dragul meu, nu te înșela, religia ta nu contează denominația ta nu are nimic de spus în privința mântuirii tale. Părinții tăi nu te pot ajuta cu absolut nimic. Dacă tu personal n-ai crezut în Hristos, dacă tu nu te-ai pocăit, dacă nu te-ai întors la Dumnezeu, dacă nu ți-a fost scârbă de păcat, dacă nu ai regretat păcatul tău, dacă nu ai întors spatele păcatului, dacă nu te-ai bazat doar pe Domnul Isus Hristos, dacă n-ai capitolat la picioarele Lui, dacă nu ți-ai predat viața ca El să o conducă, nu ești mântuit, nu ești curățat, nu ești spălat. Nu poți pretinde că ești în regulă cu Dumnezeu dacă tu încă ești rob păcatului. Nu poți pretinde că ești în regulă cu Dumnezeu dacă toate efectele păcatului sunt încă prezente în viața ta. Iar dacă vezi efectele, consecințele, adâncele păcatului în viața ta, vină la Hristos și El te va curăți. Tu nu te poți curăți singur. Asta este primul lucru pe care trebuie să-l auzi. Și trebuie să fii convins de acest lucru. S-ar putea ca prima dată să-ți producă disperare, să te aducă la o stare de depresie. Dar ai nădejde aceasta. Hristos te poate elibera. Și pe toți cei care vin la El, El nu îi va izgoni niciodată afară. Lui îi face plăcere să curățească oameni. Du-te la El să fii curățit. Pe toți cei care vin cu conștiința încărcată, cu vinovăție asupra vieților lor, cu povara pe umerii lor apăsând puternic, recunoscând starea lor și dorind schimbare, Hristos nu-i condamnă, ci îi mântuiește. Du-te la Hristos!